salutare tuturor, numele meu este Alin. Vorbim despre ciclism, patologia ciclistului și implicit îmbunătățirea tehnicii de a face bicicletă. Una peste alta, în ciclism, cea mai importantă în toate este poziția. Nu trebuie să uitați că ciclismul conține două bucăți destul de evidente, în sensul în care partea superioară, care în ciclism este o parte statică, respectiv trunchiul, care în mod normal îți aibă o libertate foarte mare în ceea ce privește poziția trunchiului pe bicicletă, și partea dinamică, respectiv trenul inferior, respectiv șoltul, genunchiul și glezna. Una peste alta, sunt foarte multe puncte cheie în tot ceea ce înseamnă ciclismul, și că este de performanță și că este de hobby, puncte cheie care, fără discuție, în afară de nivelul de performanță pe care poți să ți-l atingi printr-un antrenament zilnic, prin anumit timp pe care vrei să ți-l învingi în fiecare zi, poți să-ți învingi foarte bine acest lucru prin libertatea articulațiilor tale. Ca să dai o libertate cât de cât bună a articulațiilor tale, trebuie să ții cont de mai multe aspecte. Unul dintre cele mai importante aspecte este poziția ta pe bicicletă. O poziție defectuoasă înseamnă că coloana ta vertebrală nu să stea într-o poziție ca asta, să stea în forma literei C. Foarte mulți dintre noi, atunci când stăm pe biciclete, pierdem controlul coloanei și implicit o pierdere a controlului coloanei înseamnă ștergerea curburii lombare și mai mult de atât o cifozare a curburii lombare. Toate acestea este ca urmare a faptului că mușchii pelvico hanterini și mușchii fesieri sunt foarte strânși, iar atunci când eu stau într-o poziție ca asta pe bicicletă, pentru că ei sunt foarte strânși în acest punct, trag coloana în sens invers față de lordoza normală și implicit devine o cifoză. Ei bine, asta este prima patologie a ciclistului. Și că vorbim de ciclismul de performanță, și că vorbim de ciclismul ca hobby, sciatalgia sau sciatica este prima agravare care se poate întâmpla și primul semnal de alarmă în tot ceea ce privește ciclismul. Al doilea semnal de alarmă pe care îl poate da o poziție greșită pe bicicletă sau o musculatură rigidă, în sensul în care atunci când practicăm ciclismul, este musculatura fesierilor și a musculatura pelvitrohanterienilor. Unul dintre cei mai cunoscuți pelvitrohanterian și fără discuție nu singurul, dar pe care îl știi cu siguranță, știți toții, este piriformul sau sindromul piramidal. Acela este un mușchi care vine cumva din fața coloanei vertebrale de pe sacru, mai precis, până undeva pe femur. În mod normal, cheia succesului în tot ceea ce privește poziția pe bicicletă este practic eliberarea acestui grup muscular care se numește pelvitrohanterien pentru a ne asigura de o cât mai bună libertate a șoldului și pentru a ne asigura de o cât mai bună elasticizare la nivelul coloanei vertebrale. Fără discuție, pelvitrohanterienul comunică cu fesierul mare și implicit fesierul mare comunică cu pătratul lombar. Practic, creează un lanț muscular care va veni în zona aceasta, lanț care ne poate crea nouă o poziție peșa, în loc să fie dreaptă, să fie în forma literei C sau, ca să zic așa, forma unui banan. Un alt lucru care se poate întâmpla atunci când forma literei C este prezentă la nivelul coloanei vertebrale este implicit hernia discală. Imaginează-ți că aici este practic o poartă deschisă, dacă tu stai într-o poziție ca asta, pentru o eventuală migrare a discului intervertebral și implicit pentru o hernie de disc. Deci, pe primul loc în patologia ciclistului este sciatica, care poate fi dată ori de o ștergere a curburii lombare, ori de o hernie de disc. Al doilea punct cheie în ceea ce este patologia ciclistului este sindromul piramidal sau durerea pe fesier, care poate fi implicit o durere pe picior. Al doilea segment în tot ceea ce înseamnă poziția pe bicicletă și implicit o patologie a ciclistului sunt practic tendinitele inserționale, care de cele mai multe ori apar ca și durere în vârful rotulei odată, iar a doua oară, bineînțeles, pe tendonul achilian. Tendinita inserțională este acel fapt sau acel lucru mecanic care se face într-o manieră puțin mai agresivă și puțin mai întinsă. În sensul în care, pentru a preveni, practic, tendinopatia inserțională, trebuie să fii foarte atent la setarea bicicletei tale. În sensul în care, dacă șaua este prea sus sau prea jos, fără discuție, flexia în genunchi este mai mare și, implicit, suprafața de frecare dintre rotulă și platoul femural va fi o suprafață mult mai mică, iar, fără discuție, pentru asta va apărea o durere destul de mare în acest platou și, implicit, o retracție a tendonului și ligamentului rotulian. La fel se întâmplă și la nivelul tendonului achilian. Imaginați-vă că în pedalarea modernă, practic, permanent tendonul achilian stă foarte întins. O altă problemă în tot ceea ce înseamnă patologia ciclistului
este o teninopatie la nivelul articulației pumnului. Foarte mulți din cicliști și foarte mulți care mențin o poziție lungă într-o poziție ca asta dezvoltă dureri în zona aceasta pe articulația pumnului. Nu te uitați de sindromul de tunel carpian sau sindromele de presiune directă la nivelul încheieturii pumnului. O altă patologie și bineînțeles a cincea patologie o reprezintă fără discuție poziția prelungită pe șa, iar asta o știe toată lumea și este un alt segment, este mult mai medical, în sensul în care presiunile prelungite la nivelul mușchilor pubococcigeni în zona aceasta pot duce, bineînțeles, la o influențare la nivelul prostatei sau, mult mai medical de atât, cu totul alte influențe. Una peste alta, în pedalarea modernă trebuie să știi că tot timpul trunchiul tău va fi un aspect static, un aspect care va trebui să fie foarte aerodinamic, iar o poziție aerodinamică foarte bună nu înseamnă o ștergere a curburii lombare. Mai mult de atât, înseamnă o menținere cât mai mult a curburii lombare în linia de curbură anatomică. Pe lângă asta, în pedalarea modernă, în toate fazele pedalării, de exemplu când ridic pedala, o voi face tot timpul cu psoasul. Tot în acest segment, ca să trag de pedală în sus, o să fac cu quadricepsul. Iar în momentul în care tot pedala va fi ridicată prin predalier cu piciorul, va fi practic ridicată de mușchii anteriorii gambei. În momentul în care împing pedala, se face cu tripla extensie, respectiv cu mușchii fesieri, cu mușchii quadriceps și cu mușchii posteriorii gambei. Pe lângă asta, sunt mușchii ischiocrurali care de cele mai multe ori participă și la flexie și la extensie prin întinderea și, bineînțeles, rularea pedalului. Imaginați că în pedalarea normală, ridicarea din poziția asta o va face psoasul, ceea ce este șoldul, îndreptarea genunchiului acum o va face quadricepsul și implicit tragerea gleznei va face musculatura anterioară a gambei. Iar după, în momentul în care împing, o să împing tot timpul cu musculatura posterioară a gambei, cu mușchiul quadriceps care va îndrepta și implicit cu mușchiul fesier care va face tripla extensie. Ei bine, pentru a câștiga practic o poziție cât mai bună de bicicletă și pentru a-ți crește oarecum performanțele tale sportive în tot ceea ce înseamnă ciclismul și pentru a preveni sciatalgia, pentru a preveni sindromul piramidal, pentru a preveni tendinopatia inserțională respectiv la nivelul rotulei și la nivelul tendonului achilian, pentru a preveni o problemă la nivelul articulației pumnului, îți recomand 3 exerciții luate din stretching global activ, stretching care, nu uitați, are ca și rol activarea reflexului miotactic invers, cel direct. În sensul în care nu o să facem stretching-ul de scurtă durată, mai mult de atât o să facem stretching-ul de lungă durată. Este un stretching care va lăsa practic articulațiile tale să se detașeze, care va lăsa practic coloana ta vertebrală să se decoapteze, să se îndrepte și implicit vei trage în ambele sensuri. Prima postură care ți-o voi recomanda este pentru musculatura posterioară a picioarelor. Asta înseamnă că îți vei alege o zonă în care te vei putea întinde. Pe această zonă, inițial te pui pe o parte, cu fesierii cât mai aproape și cât mai lipis de zid. Din această poziție, te poziționezi la nivelul zidului, într-o poziție în care fesierii să fie cât mai aproape de zid și tot timpul lipiți de pământ, niciodată spatele nu se ridică de la pământ sau mușchii fesieri, și din această poziție începi practic să tragi de vârful spre tine. Te asiguri că ai capul într-o poziție cât de cât anatomică și o menții pe pământ. Pentru articulația pumnului, rămâi cu palmele privind în sus, ba mai mult, poți să tragi un pic de el în sus și încet, încet va trebui să întinzi picioarele. Cum o să faci asta? Este practic un exercițiu care poate să dureze circa 7-8 minute, chiar și 10 minute, în care tu trebuie să iei în calcul varianta că poziția capului este punctul A, poziția călcăilor este punctul B. Trebuie să întinzi în ambele sensuri, respectiv și picioarele și capul, fără să dezlipești spatele de pe sol, iar poziția maxim câștigată va trebui să o menții 7-8 minute cel puțin. Încet, încet o să vezi că dacă ai plecat din poziția asta și ai avut anumite dureri de spate sau de gât, pentru că imaginează, sunt câteva de bicicletă să te pui într-o poziție ca asta, o să vezi că încet, încet mușchii tăi o să cedeze și încet, încet o să se alungească fără să-ți dai seama. În momentul în care deja nu mai simți nimic, începi să întinzi încă puțin picioarele respectiv capul.
dacă poți, cu ambele mâini, îți tragi de cap puțin mai sus. Este o poziție pe care o menții cel puțin 7-8 minute și este o poziție care te va asigura de faptul că curbura lombară este într-o poziție corectă, curbura cervicală este într-o poziție corectă, poziția, practic, a fesierilor este pe pământ și implicit mușchii ischio-ganglieri care se inseră undeva pe ischio se vor întinde permanent. Este o postură în care va trebui practic să ajungi cu genunchii aproape întinși și vârfurile cât mai mult trase spre nas. Ok? Practic, poziția finală o menții 7-8 minute. Când simți că ai ajuns în punctul maxim, stai 7-8 minute. După care, te întorci pe o parte ușor și implicit, cotul și mâna te va ridica în poziția inițială. Aici, un alt exercițiu foarte important este pentru musculatura ta anterioară. Asta va preveni, practic, tendinopatia inserțională la nivelul rotulei și o încărcare în exces a mușchiului psoas. O să te invit să stai într-o poziție cât mai dreaptă posibilă, genunchii cât mai apropiați unul de celălalt și din poziția aceasta, practic, în momentul în care ai ajuns într-o poziție foarte fixă, trebuie să tragi un pic prin încordarea abdomenului, să tragi un pic de bazin în sus, ca să pui în tensiune toată musculatura anterioară a coapsei și implicit musculatura, practic, șoldului, adică psoasul. Din această poziție, încerci să-ți duci capul într-o poziție cât mai gravitațională, fii foarte atent, nu în jos, nu în sus, ci în spate. Din această poziție, tragi umeri cât poți de mult în spate și cât poți de mult în jos. În aceeași măsură, încerci cu respirația să mergi cât mai mult în această zonă și să tragi odată și practic în același timp te bazin în sus. Asta te va ajuta să întinzi foarte mult această zonă și crede-mă, dacă faci acest exercițiu, o să-l simți. Este același lucru, dat fiind faptul că este o terapie statică, o terapie în care mușchii trebuie să stea într-o permanentă întindere ca să creeze practic un răspuns miotactic indirect, adică de relaxare, nu de strângere. Diferența între stretching-ul de scurtă durată este, și stretching-ul de lungă durată este exact acesta. Stretching-ul de scurtă durată va crea practic o rigiditate, te va pregăti de start. Stretching-ul de lungă durată va crea practic un stretch miotactic invers, reflex, și practic inserțiile musculare vor ceda și implicit se vor alungi. Este o poziție finală în care, la fel, pe cronometru, o să încerc să stau 3, 4, 5 minute în funcție de ce poate fiecare. Și o altă poziție care ți-o recomand, tot din stretching global activ, din această poziție, lipești cât de mult poți fesierii de zi, ții o poziție cât de cât apropiată a picioarelor, iar mâinile stau cât mai apropiate de zi. Acum, practic, o să întindem fesierii și mușchii pelvitro-hanterieni, cei care ne asigură de o poziție cât mai corectă pe șa. Una peste alta. Ca să întind fesierii, trag cât pot de tăl spre mine, cu vârfurile trase și, implicit, cu ambele mâini, încerc să închid cât de mult pot unghiul, practic, format de mușchii fesieri. Și asta înseamnă că, pe poziția asta, o să trag aer pe nas, suflu pe gură, și când termin tot aerul, apăs picioarele în exterior mâinile mele. 1001, 1002, 1003, după care închid mai mult. Este un tip de muncă pe care o să-l fac cel puțin 3-4 minute, în sensul în care, practic, în poziția asta, dacă vă gândiți puțin la coloana mea vertebrală, stă așa, iar cu genunchii sunt în sus și implicit îi închid. În momentul în care eu închid genunchii aici, întind, practic, toată musculatura fesieră. Ca să întind cel mai mult această musculatură, o țin cu ambele mâini în poziția asta, ca să pot să eliberez șoldul. Ok? La fel, mă joc 3-4-5 minute în poziția aceasta. După care, trebuie să întindem pelvitro-hanterienii, mușchi care sunt aici și care ne pot da sindromul piramidal. Și asta înseamnă că un picior stă întins, cu vârful cât de cât tras spre mine, și celălalt stă peste genunchi. Din această poziție, ca să pot să întind într-o manieră cât mai corectă, capul stă lipit pe zid și din poziția asta, cât pot de mult, trag aer pe nasul pe gură și împing cu piciorul în mâna mea. 1001, 1002, 1003.
după care când termin, trag ușor mai mult spre interior. Este același lucru, în acest exercițiu îl fac 2-3 minute pe o parte, 2-3 minute pe cealaltă parte. Nu uitați, obiectivul acestor exerciții este un obiectiv pur de a preveni, practic, eventualele accidentări ale voastre sau eventualele probleme pe care le poate crea ciclismul de lungă durată. Imaginați-vă că foarte mulți dintre voi uită de poziția segmentului lombar și pentru că uită ajuns să stea într-o poziție ca asta. Este exact ca și cum aș avea pantaloni de pe mine, dacă pantalonii mei sunt strâmți în spate și mă țin în jos, în momentul în care eu vreau să mă duc către coarne în față, ei ținându-mă în jos sunt două forțe care practic trag una de cealaltă. Dacă ei vor trage în jos și coloana mea va trage în față, aici, fără discuție, va apărea o cifoză. Această cifoză îți poate da o hernie de disc sau o durere de spate sau o sciatalgie. Tot acest lucru, practic, trebuie să eliberez mușchii ăștia ca să pot să dau drumul la curbura lombară. Trebuie să eliberez mușchii ăștia ca să pot să dau drumul la șold și implicit la curbura lombară. Ok? Te invit să încerci să faci aceste exerciții. Practic, ai 7 minute de stat cu picioarele sus. Ai cel puțin 4-5 minute de stat în genunchi și să tragi cât poți de mult de bazin în față și ai alte 7-8 minute de făcut ambii fesieri plus pentru anterior de fiecare parte. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, dacă îți plac clipurile mele, o să te rog să dai subscribe și cu siguranță o să mai venim și cu alte subiecte. Mulțumesc!